Ministrul Mediului Barna spune că o mare parte din țară este afectată de secetă în diferite stadii. Dunărea a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani. În aceste condiții, guvernul cere populației să nu facă risipă de apă. De asemenea, premierul Nicolae Ciucă le-a cerut miniștrilor un plan coerent pentru sprijinirea autorităților locale în contextul fenomenelor meteo extreme. Conform Digi24.ro, 75% din țară este afectată de diverse faze ale secetei pedologice, moderată, puternică sau extremă. Am făcut în mod repetat apel la un consum rațional al apei potabile. Apa potabilă presupune investiții uriașe și nu putem, mai ales în perioada de secetă, să consumăm de 5-10 ori mai mult decât într-o perioadă normală pentru a uda, a spus Barna. El a precizat că în unele zone a plouat la jumătate față de media anuală. În ceea ce privește rezervele strategice de apă, cele 40 de lacuri de acumulare cu importanță strategică sunt la un grad de umplere de 68%. Putem asigura rezerva strategică de apă, dar în paralel anumite bazine hidrografice suferă de deficit uriaș de precipitații. Sunt deja bazine unde sunt râuri secate și sunt deja bazine hidrografice unde fenomenele de secetă prelungită își arată efectele. Avem undeva la 3000 de litri pe secundă, sub media de 5800-6000 anuală, dar nu avem probleme în ceea ce privește exploatarea instalațiilor care uzinează apa pentru producerea energiei electrice, a spus ministrul. În ceea ce privește fenomenele extreme, ministrul a amintit că au fost trimise mai multe alerte, unde cantitățile de ploaie pot ajunge la 40-50 de litri pe metru pătrat, iar furtunile pot aduce grindină care afectează culturile, conform Digi24.ro.